Cât de importante sunt misiunile pentru care vă pregătiți? Este altceva. Până acum, sincer, eram pregătiți cu camera de resuscitare. Chiar vă ziceam, sunt mult mai formalizat decât ce văd aici. Mi se pare mult mai greu acum. E adevărat, medicii de medicină de urgență fac și prespital, fac terapie intensivă mobilă, acele mașini roșii pe care scrie bord puțin mai mari decât cele de echipaj prim ajutor, dar asta este o nouă provocare acum. Din punctul meu de vedere, am zis și colegilor mei, nu cred că există ceva, să-ți dorești ceva mai mult sau să răzești ceva mai mult în specialitatea de medicină de urgență, cobor și cu calibru exact la vitrivă. Cineva zicea că este un pachet complet. Ca să vă imaginați, dacă mergem să salvăm o victimă într-un loc greu accesibil pentru medic sau pentru asistent și nu ai cunoștințe, trebuie să-l aduci cu poate o neștiință într-o bază secundară și acolo intervii la medicul. Acum parcă se vrea altceva. Cobori acolo și îți faci treaba de medic. Mai mult, faci și treaba de salvator, un pachet întreg. Nu știu, să vedem. Să vedem. Mai mult de trebuie nu cred că există, maxim pentru medicina de urgență, ce vă ziceam. Dacă până acum mergeai la casă, să-ți spun, pompierul care făcea descarcerarea și așteptai până asigura locul, până ți-l scotea de accidentul pe care tu acționai, tu ești acel salvator, de tine va depinde, tu vei cobora, când te vezi și faci ce vrei pentru urgență. Clar este un prost lucru, fără să... Am văzut că aveați doar echipamentul, dar mă gândesc că aveți truse de prim ajutor, aparate după dumneavoastră, ce mai greu. Zicea și colegul meu, specificul este de troliere. Adică, în momentul ăsta am lăsat echipamentele medicale, colegii știu mai bine de ce am auzit tot felul de cuvinte, noi acum performanță, adică se duce din greutate. Specificul este troliere. Acum noi ne pregătim și luăm un prim contact cu echipamentul, ce înseamnă elicopter. Nu am făcut elicopter, n-am făcut salvare. Eu sunt câțiva colegi de la Timișoara care au experiență în salvări primare și secundare, dar zero în troliere. Acum, ca și munca noastră de medici, practic facem ce am fost învățați, ce facem în camera de resuscitare, facem și acum, bine, cu câteva mici modificări, ca să zic așa. Da, elicopterul va fi dotat și cu aparatură medicală și cu trusa medicală și cu tot ce trebuie. În momentul când ajungi la casă, acoperi un ajutor. Mulțumesc frumos!